sigur că vreau să le mulțumesc tuturor că au fost alături de noi. Dar, după păcate, votul covârșitor al voltenilor noștri n-a fost suficient în alegerea președintelui pe care ne-am dorit. Și o să știți foarte bine, ne-am dorit să fie președinte în Ponta. Dar, de fiecare dată, poporul, așa cum spun majoritatea, are dreptate. Avem un președinte nou, Klaus Iohannis, pe care noi, voltenii, cu toți ne-am propus să-l respectăm, să-i acordăm bună credință și Klaus Iohannis să respecte, în primul rând, de tot ce a spus în campania electorală, un președinte care va uni pe români, un președinte al dialogului, un președinte care va aduce unitate. Și ceea ce mi-aș dori eu cel mai mult, atât timp cât Klaus Iohannis va fi președinte, să uită cu aceeași atenție la județul Olt, așa cum se va uita, sunt convins, la județul Sibiu. Sigur că noi, și am să revin de ce am vrut ca președinte de Oltenia, am vrut ca președinte să fie Victor Ponta, că am spus în public, o spun și acum, niciodată niciun prim-ministru, sau niciun guvern, dacă vreți, fost decembrist, nu a avut atâtea investiții guvernamentale în județul nostru, cât a avut guvernul Victor Ponta. Asta înseamnă că Victor Ponta s-a întâmplat atenția la județul nostru, a fost de fiecare dată conștient de aportul politic pe care l-am adus noi ca județ pentru Partidul Social Democrat. Cred că noi ne-am ținut de cuvânt, am fost un județ care, într-adevăr, am avut o prezență mare la noi și am fost printre județele fruntașe care au votat Victor Ponta. Dar încă o dată revin și spun, din momentul de față, suntem nevoiți ca cetățeni, ca politicieni, ca orice vreți dumneavoastră, să acordăm credit și să respectăm noul președinte ales. Nu, s-a închis din Pisești la vot. La PSD și Pisești deschis în Turbic. Ce vreau să vă mai spun? Poziția organizației noastre, a Partidul Social Democrat, vis-a-vis de cele ce s-au întâmplat. Așa cum ați văzut, noi am trimis o scrisoare în toată media, inclusiv la nivel central, în urma consultorilor cu toți colegii mei. Noi vom susține în continuare la conducerea partidului, vă răspund cu domnul Victor Ponta, cu toată echipa de conducere. Și, bineînțeles, implicit, dacă vreți, și în continuare Victor Ponta să rămână primul ministru, pentru că performanțele pe care le-a avut guvernul Ponta sunt performanțe de luat în seamă, nu mai repet, nu astăzi prin București, am avut cea mai mare creștere economică în 2013, asta înseamnă că Victor Ponta performa cu acest guvern și cred că avem obligația, dacă vrem în primul rând să fim foarte, foarte sinceri cu noi, la votul masiv din 2012, când USR-ul a câștigat alegerile cu un procent de peste 60%, să ducem acest proiect și să ducem toate proiectele din toate comunitățile noastre până la capăt. Asta înseamnă că Victor Ponta trebuie să rămână prim-ministru până în 2016 și după aceea, în urma alegerilor, probabil, anul ca sigur va fi un alt ministru. Eu sper să ne continuăm toate investițiile care le-am început, să le finalizăm pe multe dintre ele în anul care vine. Sper ca în județul Olt să avem cât mai multe localități, condiții normale, să spun, europene, unde să avem apă, unde să avem canal, unde să avem drumuri, lucru pe care l-am început în forță în ultimii 2 ani. Sper să continuăm acest lucru și ca partid, și ca președinte al partidului, sau dacă vreți, în numele organizației PSD-ul, vreau să vă mulțumesc încă o dată locuitorilor de nostru, pentru că au fost covârșitori alături de noi. Și așa cum am promis, sau dacă vreți, așa cum am făcut de fiecare dată, niciodată n-am spus lucruri care nu le putem face, niciodată n-am mințit, ne-am ținut de cuvânt și cred că locuitorii noștri au înțeles acest lucru și le mulțumesc încă o dată pe această cale. O să rog pe colegul meu, pe domnul președinte executiv Marius Popescu, să vă dea câteva date tehnice. După aceea să trecem la capitolul întrebări, suntem la dispoziția noastră cât de mult. Te rog. Mulțumesc, domnul președinte. Vă spun și eu bună ziua, așa cum
probabil știți, au trecut câteva zile, datele au fost și afișate, PSD, organizația URSS, a obținut una dintre cele mai bune rezultate pe țară, astfel noi am ieșit pe locul 2 la nivel național, atât ca procent, cât și ca număr de voturi absolut de diferență între Victor Ponta și Klaus Iohannis, un clasament al adevărului, aș putea spune. Ceea ce aș vrea să vă spun atenție este important că pentru prima oară la alegerile prezidențiale, de după Revoluție, PSD a obținut victoria în toate cele 8 orașe ale județului. De asemenea, aș vrea să vă spun atenție că localitatea Bobrun, din informațiile noastre, este cu scorul cel mai mare din țară. De asemenea, știu că mulți dintre dumneavoastră ar putea spune că nu este așa, să știți că scorul de pe Slatina este un scor bun, sunt puține municipii reședință de județ din țară, din informațiile noastre, alături de Craiova, Giurgiu și Brăila, Slatina este unul din aceste puține municipii care au câștigat bătălia din turul al doilea al alegerilor, ceea ce arată cu tot valul de emoție care a portat în marile orașe, că încrederea acordată PSD-ului în Slatina și buna organizare a acestei organizații au reușit să țină piept acestui val și, în consecință, să câștige aceste alegeri. Așa cum s-a văzut, bilanțul este următorul. Din 113 localități, 108 au votat cu Victor Ponta și este un rezultat, din punctul nostru de vedere, foarte bun. Pe această cale țin să mulțumesc și eu tuturor primarilor noștri, tuturor primarilor care au venit alături de noi pe ultima sută de metri pentru rezultatele bine obținute, tuturor militanților, dar nu în ultimul rând electoratului din Nord, care încă o dată ne-a acordat votul lor de încredere și le promitem în fața dumneavoastră, așa cum ne-am ținut de cuvânt și până acum, că nu-i vom dezamăgi în continuare, indiferent de cine este președintele României. Ca președinte de partid, ca vicepreședinte, sigur, am putut să fac analiză. Se găsesc cauze. De ce s-a întâmplat, de ce am pierdut, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Câștigarea alegerilor nu au găsit cei că vor câștiga alegerile. Cred că niciunul dintre ei au găsit că vor câștiga alegerile. Acele discuții, nu au găsit nici ei lucrul ăsta. Dar nu pot să-mi explic sigur că sunt o serie de elemente, o serie de factori, care au contribuit mai unii, mai unii, mai mult, unii mai puțin în pierderea alegerilor, dar sincer nu credeam că poate să declanșeze un asemenea val emoțional care practic să spulbere. Să spulbere. Mă uitam niciodată, noi la ori, niciodată n-am avut o așa prezentă. Votul va avea estimate sunt 253.000, dar venit la vot sunt 257.000 și deci, niciodată în județul Olt, n-au venit la Olt și noi n-am anticipat lucrul ăsta. Eu împreună cu colegii mei toate cadrurile care duceau la Olt. Când ai să se spune, nu participam mai mult de 230.000 voturi variabil exprimate la Olt maxim. Ca să mai vină încă atâta la vot, nu ne-a întâlnit. Probabil că mobilizarea care s-a avut online, chestiunea care s-a întâmplat în străinătate și pentru asta, și eu, ca român, ce spun despre ce acolo să văd, indiferent de ce spun alții, au fost și diversiuni, poate au fost și anumite lucruri, dar să te duci, nu știu, la Paris, la Roma, la Turin sau la Minsk, să te duci ca să te duci votul și să nu poți să votezi, e o mare rușine pentru noi. Asta e lucru clar. Asta e lucru indiferent. Ce, probabil mai sunt și alte mașinațiuni, probabil că mai sunt alte lucruri urâte de acolo. Dar privind lucrurile așa cum sunt ele, nu cred că ele vor. Cred că, în primul rând, cauza valului emoțional care a fost provocat de a câștiga ACL-ul, cred că una din cauzele principale, să spun, a fost aceasta și, bineînțeles, și anumite președinte. Probabil nu s-a vrut, din punctul meu de vedere, ce s-a crezut că PSD-ul câștigă și alegerile prezidențiale o să fie din nou un mamut, partidul stat. Victor Ponta, chiar eu apreciez strategia și echipa de campanie lui Victor Ponta, mă rog la dacă eu voi câștiga alegerile prim-ministru, va fi liberal. Probabil există un acest efect, să spun, care noi nu l-am luat în calcul, așa cum ar fi trebuit, și sunt voturile anti-PSD, adică oamenii nu vor să fie și președinte din același partid. Nu vor să fie. Clar, ne-au demonstrat trei alegeri la rând, 2004, 2002,
2014. Ăsta e partidul cel mai mare. Noi votăm cu toții cei mai mulți, dar când mergem la alegerile prezidențiale, vrem președinte din... Dar ceea ce spun și acum. Practic, trebuie să respectăm și votul din 2012. Asta trebuie să fim cu toții. Votul din 2012 a fost clar pentru SRE. Am avut 60%. Programul de guvernare care l-am avut în 2012 trebuie pus pe la capăt. Premier a fost din Procol, dar rămâne în continuare premier și ducem acest program până în 2016. În 2016 vor fi din nou alegeri, vom face alegeri și atunci probabil că sigur că va fi o altă, un alt guvern automat, un alt guvern și un alt ministru. Deci, eu nu cred că acum, sigur că în partid se vor lua niște decizii. Întrebarea noastră e cu tentă mai lungă, mai... Sigur că se vor lua niște decizii. Sigur că și în partid sunt niște oameni vinovați acolo care nu s-au făcut datoria asta, fără discuții. Acum depinde ce decizie se va lua la nivel național. De asta săptămâna pot eu să anticipez. Sigur, ideea niciodată n-a fost să dai afară oamenii din partid. Eu n-am fost niciodată de acest principiu n-am fost niciodată. Dar dacă într-adevăr, să spunem, sunt cauze subiective, grave, cred că trebuie date și asemenea. Domnule președinte, față de cetățenii care ne-au dat pe fiecare dată votul în covârșitor și față de primarii care au fost și au muncit alături de noi, ar fi plăcut să, cel puțin vorbesc la nivelul județelor, să mergem o perioadă în opoziție, să vedem și pe Ginger și pe doamna Mirea ce realizări vor avea pentru județul lor. Ar fi chiar plăcut în perspectiva alegerilor din 2016. Ar fi o comparație interesantă. Și atunci, probabil, ne vom da seama ce a însemnat un guvern de stânga cu un reprezentant la masa guvernului pentru World și ce a însemnat dacă aveam un președinte de stânga și o continuare a guvernului. Dar, din punctul meu de vedere, în acest moment nu se pune problema, guvernul nu va cădea și cred că vom reuși în continuare să păstrăm majoritatea și să... facem ceva, vorbim de județul, să facem ceva pentru acest județ care de fiecare dată, așa cum am făcut-o, mi-a dat un vot de încredere, crezând în proiectele care am venit în fața lor. Victor s-a comportat, a făcut tot ce a depins de el și cred că Victor Ponta, am spus-o și mai mult și în conferințele din spate, dacă vă aduceți aminte, eu lui Victor Ponta ai făcut o mare carieră politică. Victor Ponta va fi un mare lider politic. Chiar dacă a pierdut Victor Ponta această bătălie, asta nu înseamnă că a pierdut și războiul cu destinul lui ca om politic. Victor Ponta are 42 de ani, peste 5 ani va avea 47 de ani, e un tânăr de mare perspectivă. De aceea și în scrisoarea noastră, și o să le propun colegilor mei, în continuare să-i acordăm credit cu Victor Ponta, Partidul Social Democrat, să mergem cu el tot înainte. Adică să nu se repete cumva povestea Adrian Năstase Mircea Geanu, pentru că în PSD știu faptul că cine pierde este mazilit.